Fiecare om cu bunăvoință face un efort pentru a deprinde dragostea. Toți suntem conștienți de neputința noastră de a iubi și numai dacă suntem nebuni, credem că avem dragoste. Dar dacă avem puțină sinceritate, puțină seriozitate, vedem în noi la tot pasul această neputință de a iubi. Dacă mă uit înapoi în viața mea, nu găsesc niciun om care să mă fi iubit și căruia eu să-i fi putut răspunde așa cum aș fi vrut, așa cum s-ar fi cuvenit. Întotdeauna dragostea pe care am primit-o a fost peste puterile mele de a răspunde. Și în strădania aceasta de a înțelege dragostea, de a răspunde celuilalt, dar mai întâi de toate de a răspunde Mântuitorului Hristos, care ne-a poruncit și ne-a rugat să iubim, în strădania de a-L înțelege pe Hristos în această poruncă, în strădania de a-L înțelege pe Dumnezeu ca dragoste, fiecare dintre noi încearcă să iubească. Dragostea este o stare, dar această stare străbate prin anumite gesturi exterioare. Oamenii obișnuiți înțeleg dragostea în multe feluri. Mă iubește pentru că m-a așteptat pe ploaie, pe frig, a făcut un drum îndepărtat ca să vină până la mine, mi-a acordat din timpul său, din darurile sale, m-a ajutat cu bani, m-a primit la el acasă și așa mai departe. Toate acestea sunt gesturi care izvorăsc din dragoste. Totuși, nu este neapărat ca aceste gesturi să presupună dragoste. Pentru că și darurile se oferă de multe ori și cu alte scopuri, cu scopul de a dobândi ceva, de a-l avea de partea noastră pe cineva pentru a ne atinge un scop mai nobil sau mai puțin nobil. Dincolo de aceste gesturi exterioare, noi cei care suntem în biserică, cei care am mai citit niște cărți despre duhovnicie, care avem un duhovnic, știm că există o lucrare lăuntrică a fiecărui om, există un exercițiu prin care noi ne educăm mintea, ne educăm voința, ne educăm inima. Și atunci, care ar fi atitudinea inimii noastre atunci când iubim? Apostolul Pavel, când a trebuit să definească dragostea, a vorbit prea puțin de gesturile exterioare ale ei, el s-a referit la niște porniri și simțăminte ale inimii. Dragostea toate le rabdă, dragostea toate le crede, dragostea toate le iartă, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, dragostea nu se trufește, dragostea nu se înalță, dragostea nu caută ale sale. Toate acestea reprezintă tabloul duhovnicesc, tabloul sufletului nostru atunci când el iubește. Dar cuvintele pe care ni le spune Apostolul Pavel sunt foarte greu de priceput. Sunt greu de priceput nu pentru că ele ar fi grele, ci pentru că mintea noastră nu este obișnuită să gândească astfel. Dragostea nu caută ale sale. Ce-i asta? Dar ale cui să le caute? Ale aproapelui tău. Care aproape? Unul vrea să meargă la fotbal, altul vrea să meargă la bar, altul vrea să meargă la pește. Pe care din aceștia trebuie să-l urmezi și să-l satisfac. Desigur, Apostolul Pavel, înainte de a propune să căutăm la toate dorințele celor din jurul nostru, ne vorbește de o dispoziție a sufletului, aceea de a nu te socoti pe tine ceva, de a te pune pe tine în urma celorlalți, de a ști că, dacă este să alegi între aproapele tău și tine, trebuie să-l alegi pe aproapele tău. M-am gândit că până la urmă și la urmă, dincolo de toate aceste gesturi prin care unii încearcă să fie milostivi, pentru a dobândi dragostea, alții încearcă să-i asculte pe toți, pentru a-și cultiva dragostea, lucruri care presupun foarte mari riscuri, pentru că cel care își împarte averea săracilor, într-o zi rămâne fără de avere și felul în care înțelegea el dragostea până atunci, iată că nu mai poate fi lucrat, nu mai poate fi practicat. Atunci el, dintr-o dată, vede că nu-și mai poate folosi și iubi aproape. Cel care ascultă pe toți și le slujește, într-o zi vede că dorințele și apucăturile oamenilor sunt atât de diferite, încât ajunge, chiar bine dorind pentru aproapele său, să intre în nenumărate păcate și încurcături cărora nu le mai poate face față. Și atunci cum lucrăm această poruncă de căpătâi pe care ne-a adus-o Dumnezeu? Cum? Mergând la esență, la lucrarea pe care o putem face oricând, oriunde, aceea că înainte de a iubi, să încercăm să nu urâm. Începutul binelui este îndepărtarea de la rău. Spune prorocul, îndepărtează-te de la rău și fă binele. Înainte de a căuta dragostea în inima noastră, de a o cultiva, trebuie să ne izbăvim de răul care este în inima noastră. Și care este acest rău care se ridică împotriva dragostei? Invidia, slava deșartă că suntem mai buni decât aproapele nostru, cine este el să ne spună nouă ca să ne învețe? Toată răutatea care se săvârșește cu gândul și cu dorința. Și începutul la toate este iertarea. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi, ce răsplată mai aveți? Ce răsplată așteptați? Oare nu și păgânii fac așa? Dar eu vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri. Aici este examenul iubirii. Cine sunt vrăjmașii noștri?
nu cei care ne sparg apartamentul, nu cei care ne-au furat mașina, nu cei care vin cu săbii asupra țării noastre. Vrăjmașii noștri sunt cei pe care noi singuri ne-i facem. Sunt oamenii despre care noi avem o părere proastă, oamenii care ne tulbură prin prezența lor, prin cuvintele lor, prin felul lor de a fi. Oamenii despre care noi spunem: lasă-mă că m-am săturat de el. Aici trebuie să începem lucrarea dragostei. Cum? Iartă. Nu pot să-l iert pentru că este mândru. Păi dar tu cum ești? Iartă. Iertarea este semnul cel mai grăitor și piatra de temelie pe care se zidește mai târziu dragostea. Dumnezeu, când s-a pogorât în lume, mai înainte ne-a iertat, ne-a iertat pentru că l-am trădat în rai, ne-a iertat pentru că ne-am îndepărtat de poruncile pe care ni le-a descoperit prin proroci, ne-a iertat pentru că nu l-am primit pe Fiul Său, l-am răstrignit. Pentru toate ne-a iertat. Ne-a iertat pentru că ne-a iubit. Și noi suntem datori să răspundem cu aceeași dragoste. Să iertăm, pentru că nu este cu neputință. Nu este cu neputință să iertăm pe acest om păcătos din fața noastră, pentru că însuși Dumnezeu l-a iertat. Aceasta este cugetarea cea mai de folos. Aceasta este raportarea pe care trebuie să o avem față de aproapele. Înainte de a-l judeca eu, trebuie să mă întreb cum îl judecă Dumnezeu pe el. Și cum îl judecă? A murit pentru el. Dumnezeu l-a iertat. Îmi vin oameni cu întrebări de genul: oare credeți că pe verișorul meu care a făcut așa și așa, poate Dumnezeu să-l ierte? Când a murit pe cruce, a arătat că l-a iertat. Problema lui este: ce va face el mai departe? Va primi această iertare? Va răspunde aceste iertări? Cum răspundem noi iubirii lui Dumnezeu și iertării pe care ne-o dăruiește? Iertând pe aproapele nostru. Dumnezeu n-a voit nimic altceva de la noi în schimb pentru dragostea pe care ne-a dat-o, pentru iertarea pe care ne-a dat-o, ci a voit ca și noi, fiecare la rândul nostru, să facem același lucru cu aproapele nostru. Dacă este să ne asemănăm cu Dumnezeu în ceva, aceasta este puterea de a ierta. Noi nu suntem nici fără de început ca Dumnezeu, nu suntem nici atotputernici, nu suntem nici lumină, nu suntem nici adevăr, nu suntem nici cale, nu suntem. Nimic nu suntem. Suntem pământ. Dar Dumnezeu ne-a chemat să fim asemenea Lui și asemenea Lui Dumnezeu suntem atunci când iertăm. Puterea de a ierta este însușire dumnezeiască. Iertând celor ce ne greșesc, ne facem părtași la dragostea cu care iubește Dumnezeu lumea. Până la venirea lui Hristos nu puteau oamenii să ierte, dar prin moartea sa și prin harul pe care l-a vărsat asupra lumii, ne-a dat această putere și această bucurie, de a ierta pe cel din fața ta. Voiești să faci un bine lumii. Când eram mic, mă gândeam că voi crește mare și voi face un bine lumii. Voi scrie niște cărți sau voi picta niște tablouri, pentru că am auzit că se vând la licitații cu milioane de dolari. Și stăteam eu în stătucul meu acolo, la școala de pictură din provincie, și exersam și gândeam că voi face pictură, voi face niște tablouri pe care le voi vinde cu milioane de dolari la licitație, voi face o casă de copii și voi da bani la toți săracii care vor veni la mine. Ăsta era planul meu, cum voi ajuta eu lumea. Eu nu știam că este Dumnezeu. Acum Dumnezeu, în negrăita sa dragoste, mi-a dat această posibilitate ca să ajut lumea, nu cu bani care se cheltuiesc, ci mi-a dat puterea de a ierta păcatele. De a spune: Domnul Dumnezeu să te ierte și să te miluiască. Și acest dar este dat nouă tuturor, nu ca o taină a bisericii, ci ca o stare a sufletului de a ierta. Pentru că însuși Hristos ne-a repetat-o obsedant în predica sa: iertați și vi se va ierta. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iată că iertarea de la Dumnezeu noi o primim în măsura în care noi înșine ne dăruim iertare. Ca să înțelegem și mai adânc această relație și condiția mântuirii noastre, Mântuitorul ne-a dat pilda celor doi datornici, în care cineva care avea o datorie foarte mare a fost chemat de mai marele său și a amenințat că ei se vor lua nevasta și copiii și vor fi vânduți, iar el va fi aruncat în temniță până va plăti datoria. Acest datornic, căzând în genunchi, s-a rugat și a cerut îndurare și a primit-o. Dar plecând el cu bucurie că a scăpat de atâta durere și necaz, de durerea despărțirii de nevastă și de copii, de suferința temniței, a întâlnit pe cale pe unul din tovarișii săi. Și iată că, de îndată ce l-a văzut, i-a trecut bucuria, a uitat binele și și-a adus aminte că acest tovarăș are la el o datorie, o datorie neînsemnată pe lângă datoria pe care el o avea la stăpânul său, și îndată l-a apucat de piept și cerea să-i dea datoria.
Stăpânul, înfuriindu-se, l-a chemat pe acel datornic, i-a pus înapoi toate datoriile lui și l-a închis în temniță zicându-i: dacă eu ți-am iertat toată datoria ta atât de mare, n-ai putut și tu să ierți aproapelui tău datoria neînsemnată pe care ți-o datora? Prin această pildă, Mântuitorul ne arată starea noastră în această lume, că toată relația noastră cu Dumnezeu se face prin aproapele, prin puterea de a ierta. Putem ierta și când trăim într-o adunare, într-o obște, dar putem ierta și dintr-un loc însingurat, din pustietate. Ne putem tulbura și mânia și găsi pricini de nemulțumire în adunare, în conviețuire cu oamenii, dar putem păstra aceeași răutate și nemulțumire și într-un loc însingurat. Așa că, puterea de a ierta este un rod al experienței îndelungate prin care noi încercăm să ne apropiem de Dumnezeu și de esența Evangheliei. De aceea mi se pare că cel mai scurt drum, cea mai simplă și mai esențializată cale de a lucra dragostea, este de a oferi iertarea celor care ne greșesc. Nu adunând bani pentru ca să-i dai văduvelor și orfanilor, pentru că acesta este un lucru greu și anevoios și s-ar putea nici să nu ajungi vreodată să-i ai. Nu este nevoie neapărat să mergi până la capătul lumii pentru a îndeplini dorința cuiva, dar să ierți poți. Mai ales știind că în schimbul acestei iertări primești iertare de la Dumnezeu pentru toate păcatele vieții tale. Dar mai presus de aceasta, știind că prin puterea de a ierta te asemeni cu Dumnezeu. Cum să ierți un om rău? Cum să ierți un om care te necăjește? Aducându-ți aminte de Dumnezeu, de cel care a murit pentru el. Aducându-ți aminte că și tu ai nenumărate datorii. Aducându-ți aminte de oamenii dragi ție, de felul în care te porți cu ei. Cu toate că vedem copii care își urăsc părinții, părinți care își urăsc copiii și așa mai departe. Cât de departe suntem de chemarea lui Hristos? Puterea de a ierta este proprie celor care se apropie încetul cu încetul de despătimire, care au început să iasă cu încetul din această lume. Care sunt pricinile pentru care urăm un om, pentru care ne supărăm pe el? Are mai mulți bani? Ne-a păcălit într-o afacere? A mers în locul nostru într-o călătorie care se oferea de la locul de muncă și așa mai departe? Toate acestea vin din alipirea noastră de cele materiale, de cele pământești și trecătoare. În măsura în care ne desprindem de ele și ne îndreptăm mintea către Dumnezeu, către viața veșnică, știind că toate sunt deșertăciune, iertăm ușor. Știm că deșertăciune este tot omul și în deșert se tulbură tot pământeanul, cum ne spune prorocul David. Așa că este timpul să ne adâncim în noi, pentru că poruncile Mântuitorului, deși sunt atât de simple, par simple, cer foarte multă profunzime de la noi. Nu complexitate, cer o profunzime care ne uimește prin simplitatea ei. Ni se cere ca gândul nostru să fie pururea întors către noi și către Dumnezeu, să nu se mai alipească de cele trecătoare. Pentru că așa făcând vom ști să descoperim în ceilalți chipul lui Dumnezeu pe care îl poartă. Și dacă Dumnezeu a murit pentru noi pe când noi încă eram păcătoși, cum spune Apostolul Pavel, cine suntem noi ca să judecăm pe aproapele nostru? Acestea avându-le în minte, vom căpăta și îndrăzneala necesară pentru rugăciune și pentru această îndrăzneală vom primi de la Dumnezeu și răspunsul cererii noastre.